Salut! Suntem în 17 octombrie. Plouă de câteva zile mărunt. Vreau să topesc și eu ceara și nu pot în cauza la ploaia asta. Nu am, adică un adăpost undeva să pot să fac foc acolo și așa. Trebuie să fac afară și dacă aveam ceva, o aplicătoare așa să fac dedesubt, era bine, dar nu am. Aștept o zi în care nu plouă, să fie frig, ca să nu zboare albina. Și să topesc și eu toată ceara. Ca de obicei dimineață, iar cât e ceasul acum? 9:30. Am și eu o comandă, în sfârșit. Două borcane de miere și o tinctură de propolis. Și asta e tocmai la Ploiești, adică la 30 de kilometri aproximativ. Dus întors 60. Și dau și eu două borcane de miere. Și uite, așa zice, se poate trăi din apicultură? Da, tată. Te târăște așa. Te târăște așa cu... Am zis eu salariu minim pe economie, dar cred că mai tai din el. Rămâne mai mic decât minim. Ați văzut poate filmarea că am fost la un băiat cu tirul. Nu mă duc la el. Adică nu-mi convine că pleacă pe toată țara, stă plecat. Adică trebuie să stau plecat mult, nu-mi convine. Dacă găseam ceva pe zonă, pe aici, nu vreau să mai plec la distanțe mari. Adică să stau să dorm în cabină, nu îmi place deloc, eu știu că am mai făcut chestia asta. Să stai sâmbătă și duminica în camion. Da. Am o ofertă să plec în Germania. Deja mi-a zis un prieten, Costine, vino încoace, are el casa acolo, stăteam acolo la el. Cât a zis? 2500 de euro lunar, parcă. Dar nu-mi trebuie, nu mă duc, frate, nu stau eu pe acolo în Germania. Până. Mai ales cum e acum cu COVID-ul ăsta, mă trezesc că peste o lună, două, nu știi ce se întâmplă. Pune aia la vamă, dar nu mai poți să intri nici în țara ta. Că zice că aici sunt bolnavi mai mulți sau invers. Eu nici nu le-am împachetat. Ați văzut că la mine cei de pe camion le-am pus decât podișorul ăla de plastic și atât. Cine a mai pomenit să iernesc cu podișor de plastic? Doar la mine vedeți așa ceva. La aia de afară, într-adevăr, le-am pus o pânză peste cu păturică așa subțire și deocamdată atât. Cred că ați văzut în filmele mele că le-am dat și eu varachet. Nu mi-a picat varoa. Rar, 1, 2, deci cred că nu am, nu știu, sau sunt foarte puțin. Apoi le-am pus benzile de Mavrirol. Ar trebui să le scot undeva pe vreo 10, 15, 45 de zile, 15 noiembrie. Nu știu și alea, că au efect, că nu au, n-ai ce să vezi, că poți să deranjezi acum cuibul să vezi dacă mai pica un păduche ceva. Dacă aveam și eu stup de ăla cu antivaroa, vedeam pe jos pe acolo, dar nu am. Nu mai am pus nici tablele alea care le aveam eu dedesubt, exact sub rame. Alea le-am anulat, nu că nu erau bune, erau foarte bune. Mi-a trăgea și condensul.
că tabla ține mult mai rece ca lemnul, adică atrăgea umiditatea. Albina care pica pe ea o scuturam imediat de acolo, dacă mai murea albina. Făceam, adică curat ușor sub cuib, vedeam și ce varoa pică, dar ce mă deranja că pe aici, pe unde lucram eu prin spate, îmi curgea mereu mizerie pe culoarul ăla, pe unde merg eu, pe covorul ăla. Rumeguș din ala de ceară, mereu trebuia să mă torc acolo. Cred că următoarele cutii, dacă mai face alte cutii, cred că o să fac și eu cu fund din ăsta antivarul. Da, să mă gândesc bine cum le fac să iasă ceva bun. Cam asta e. Mi-am pregătit, parcă am arătat eu într-o filmare, că mi-am pregătit 250 de kg de miere cu polen, hrană proteică, adică, bine, am mai pus și altceva acolo, nu numai polen. Am văzut că au mai ieșit niște zvonuri că, poate că cine știe, eu le dau antibiotic. Fals! Nu dau antibiotic la albin. Da? Deci să nu se mai discute aiurea. Am încercat și eu cu ani înainte să văd ce se întâmplă. Nu mi s-a părut ceva wow și nu mai întrebe așa ceva. Deci nu am folosit antibiotic. Mă trece câte unul pe trecere așa în silă. Să grăbească și el piciorul mai repede, nu vrea. În silă așa trece. Ieri ce-am dat ieri? Un borcan sau două? Nu, mai ieri am dat patru, am dat două borcane și după aia, după amiază, mai a venit cineva la mine și am mai luat. Deci, ieri a fost tare de tot, am dat patru. Astăzi două, deci mă tărăsc așa de o zi pe alta. E jale, e jale, deci nu, e clar, e și din cauza la virusul ăsta, că stă lumea în casă, le e frică să mai iasă, e frică să aibă, adică, contact, cred că, cu mine, că ce zice, îl sun pe ăla să-mi aducă miere, pune mâna pe borcan, dacă să ia virusul, și atunci nu mai mă sună. Și chiar dacă sun eu, zice, nu, n-am nevoie, dar e frică să mai cumpere, cam așa ceva, asta e explicația, că nu numai la mine, deci am mai vorbit și cu alții și cam peste tot merge cam slab vânzare. Adică dacă înainte dădeam 5-6 borcane, poate, într-o zi, sau ca și medie, așa, a scăzut la jumătate acum, abia dau 2-3, sau niciunul. Eu vă spun ce se întâmplă, asta e. Poftim, cei care au reușit, dar aveau clienți înainte, poate să vândă 10-15 borcane pe zi, dacă acum dă 7-8, tot e bine, nu? Dar eu dacă dădeam cam 6 acoale, îmi dau 3. Mașina asta am pus testerul pe aia și mi-arată cine se pricepe. Zice că mi-arată 65% filtru de particule cu cenușă din aia, cum zice acolo, zis înfundat. 65%. Și ce am mai auzit și eu, că dacă ajunge la 75% dă eroare în port și nu mai merge mașina, că se înfundă prea tare. Și ar trebui să-l desfund, să-l duc la curățat sau să cumpăr altul. Altul costă 1000 de euro. De desfundat zice că ia ăștia, nu știu, costă 10 milioane. Voi ce știți despre asta? În rest, acum mașina merge bine, dar dacă a pus testerul ăla și am văzut că are 65% înfundat, face regenerare de aia, dar tot așa rămâne. Pus testerul, după regenerare, tot așa rămâne înfundat.
Adică nu zici că îl desfundă după regenerare, nu. Mai merg și eu cu ea, așa cât mai merge. Când nu mai merge, merg cu Island. Nu prea mai place cealaltă, dar asta e. La nevoie merg și cu aia. Pauza asta prea mare acum, de când am băgat albinele la... am intrat în ghem. Mă, deci octombrie, jumate de octombrie. Noiembrie, decembrie, ianuarie, 3 luni de zile. Să zic că de la 1 februarie cred că încep să le hrănesc. Deci cu 3 luni de zile n-am activitate cu ele și nu-mi place. Îmi vine să plec în țările calde, nu știu unde. Să am grijă de niște stup acolo. Ieri am avut ghinion, am luat o groapă și am tăiat cauciucul și n-am putut să cumpăr unul că era alt model, a trebuit să iau două măcar, am luat două cauciucuri. Asta-i. Și azi e sâmbătă, nu? Da, e sâmbătă. Uite, azi aș putea să mă duc la târg. Eu am mereu portbagaj, știți cum am cu mine. Și putea să mă duc la târg să încerc să vând acolo. Dar e târziu, ce fac la ora 10, dacă mă duc nu mai găsesc nicio parcare liberă. Că sunt parcări așa în care pot să parchez, deschizi portbagajul și vinzi acolo ce ai de vânzare. Adică e un târg de să găsește și legume, fructe și într-o altă parte să vinde vechituri din astea ce mai vinde lumea după acasă. Și am văzut că mai vin vreo doi apicultori de vinde din mașină așa. Nu prea e chiar legal că zice că să nu stai în mașină, să dă în mașină să vinzi, să ai o tarabă acolo, dar nu e chiar așa problemă. M-aș duce la târg. Poate se liberează, că sigur acum parcările sunt pline acolo. Adică trebuie să fii la ora 7 ca să prinzi loc de parcare să poți să vinzi. Dar cred că mă duc. Da, și pe ploaia asta, cu cine vine pe ploaia asta să cumpere miere? Nu mă duc, dacă era timpul mai bun. Am mai probat eu acum vreo un an de zile. Acum un an. Și dădeam două borcane de la 9-8 dimineața până la 12. Nu o să merită. Care și-au format clienții în felul ăsta pe la târguri, pe la piață. Și-au format, au clienți acolo. Nu e ușor nici de ei, să nu credeți că dacă auziți pe unul în piață că vinde 30 de borcane pe zi, să zicem, dau un exemplu, îi faci repede socoteala, mamă ce de bani faci. Dar crezi că e ușor să stai zi, că ăla nu poate să lipsească. Nu neapărat că n-am nevoie de bani, nu mai mă duc la piață. Acolo trebuie să te duci zi de zi. Că dacă nu te duci zi de zi, pierzi clienții. Adică că plouă, că ninge, că bate vântul, că e prea cald, că e vara, în toiul verii, trebuie să ai om la piață. În permanență. Om. Da, un om acolo să vândă, dar cel mai bine când vinzi tu. Când ai pus un angajat ăla, nu-și dă interesul. Cine se ocupă cu vânzarea știe mai bine. Cum ar fi în locul meu? Pot eu să pun în locul meu pe cineva să vândă miere? N-ai cum. Ai pierd și pe ăștia care mai au clienți. Așa că apicultura asta e frumoasă,
avem grijă de albine, totul, avem, scoatem și noi niște miere, o punem într-un butoi și apoi greul vine cu vânzare. Aici e greu, tată. Aici e greu. Cu vânzare. Care își permit ca o miere mai multă, stup mai mult, o dă la angro și aia e. Aș trece pe la cineva să întreb dacă vrea miere. Ia să întorc eu. Am trecut acum de la persoana respectivă. Întorc și eu aici. Că dacă nu întrebi, ce să vinzi? Nu, dă sunat, nu prea merge cu telefonul. Suni, doamne, doriți miere? Cine știe, în timpul ăla poate are treabă. Dacă te duci direct la el, ia să mă duc eu acum. Cred că las telefonul să filmeze, dar nu pot să intre cu telefonul în mână. Îl bag în buzunar. Deci mergem acum direct la el. Ia să vedem ce zice. Ori să baită că n-are bani. Bună ziua. Bună ziua! Eu sunt cu miere, dar bine. Mai doriți să mă duc? Vorbiți cu totul. A, să vorbesc cu el? Mai bine. Că văd că nu... Adică ar fi trebuit să aveți și din citei și polițiuni. El știe mai bine ce se vinde, că el stă mai mult aici. Aha. Eu vin decât în weekend pentru curățenie. Am înțeles. Păi atunci să trec de luni. Nu, ce să luni și vorbiți cu el, vedeți ce... Bine. Mai mult, sau am înțeles, Bine, la revedere. Da, era o vânzătoare care zice că ea stă decât în weekend și nu se bagă ea. A zis să vorbesc cu patronul când vine luni. Ea nu poate să ia decizii. N-am știut că nu e el. Văd că mai are două de rapiță și unul de salcă. Rapița se vinde greu ca de obicei, foarte greu. E cristalizată, aia nu o decristalizează, așa rămâne. Și ar trebui să-i duc polifloră și tei. Măcar două borcane de alea, două de alea. Că am băgat și eu mașina, trebuie să dau cu spatele în intersecția, în spate. Aglomerația asta pe aici. Hai dăm ușor așa. Hai dăm. Ia să vedem. Ai voie să ieși cu spatele? Nu prea ai voie. Asta-i. Un magazin ăsta micuț așa care că cele mari nu ne bagă în seamă. Mai vinde și ei cât un borcan, două, da, greu de tot. Deci la băiatul ăsta aceea cred că vinde un borcan pe săptămână. Ce o să la două săptămâni dacă vinde un borcan. Și asta e, ce pot să fac? Mai las câte două borcane de fiecare și
bineînțeles, cu factură, da? Deci, da, factură, chitanță. În cazul e că unii nu-mi dă banii. Și am mai luat și țeapă. Păi și domnule, dacă vreți, lăsați miere, dar eu nu pot să vă dau banii pe aia, că e scumpă. Bine, domnule, îmi dați când o vindeți. Și câteodată nu mai dă bani. Împățit, deci nu... Împățit treaba asta. Asta e, teriști. Dacă vrei să vinzi, teriști. Factura oricum îi faci. Și că îți dă banii și că nu ți-i dă factura. Trebuie să o faci, că mai ai încotro. Devine un control ceva, trebuie să justifice de unde are produsul respectiv. Deci ne chinuim, tată, într-un cuvânt, ne chinuim. Deci eu am zis, dacă ajunge un apicultor să vândă măcar minim 10 borcane, ca și medie zilnic, ca și medie, vinzi mai mult, mai puțin, dar să-ți iasă o medie de 10 borcane zilnic, atunci să merită, tată, să alergi, să vinzi, să... Dar un 10 borcane. Adică din alea 10 borcane care le-ai vândut, să justifice și cheltuiala cu motorina, timpul pierdut, restul, toate cheltuielile care sunt. 10 borcane zilnic, dar e ușor. Păi știi ce înseamnă 10? 300 de borcane lunar. Vă dați seama, 300 de kg. Un butoi de miere. Și atunci îți trebuie cât? 12 butoaie de miere de 300 de kg să le ai scoase de la stupii tăi. Cine poate să vândă atât? Cu alergătură multă se poate, dar apare și cheltuială mai mare. Că și eu acum, dacă m-aș duce în București, eu știu cum să mă duc și acolo, vând și acolo. Dar cheltui mai mult. Nu poți să te duci zi de zi la București. Adică cum e la mine, că am 200 de kilometri dus întors. Eu mâncam de obicei pe la ăștia, pe la mall-ul ăsta sus, la etaj, acolo avem un restaurant. Nu mai mă primește. Nu mai mă primește, a zis că nu m-am vaccinat. Du-te, bă, de aici, că nu mai mănânc la voi. Nu mai vrea să-mi dea să mănânc, că nu sunt vaccinat. Și am întrebat-o pe vânzătoarea aia, zic, dumneavoastră v-ați vaccinat? Zice că nu. Păi și tu vinzi mâncare, tu ai voie să vinzi și eu n-am voie să mănânc. Uitați-vă că am pornit telefonul de când am plecat de acasă, deci acum apropii de oraș. Și în oraș stați așa, că nici nu știu unde, trebuie să sun persoana să văd unde stă. Câți kilometri fac eu ca să duc două borcane de miere. Când iau pe unii că vinde, vrea să vândă în angro, da, nu îmi zice, vând în angro 2 tone de miere cu 20 de lei pe kilogram. Păi eu acum o duc cu 20 de lei atâți kilometri, 20 cu 25, dar într-adevăr, dar mai dau și cu 20. Fac atâți kilometri ca să dau două borcane și altul vrea să o dea de acasă cu 20 de lei. Vecii vecilor nu o să dea de acasă 2-3 tone cu 20 de lei. Dar asta e, să facă fiecare ce vrea. O ține acasă un an, doi, vede că nu se dă și formă. Tace din gură, nu spune la nimeni și se duce și o dă acolo cu 10 lei sau 11 lei la cei care fac achiziții. Știu eu că așa se întâmplă. Băi, gata, eu trebuie să închid, că nu știu unde să mă duc, să sun persoana respectivă, să vedem unde zice, în oraș. Sper să nu fie în capătul celălalt. Ia să mă opresc eu pe undeva, să dau telefon. Opresc eu aici. Nu prea e bine aici, o lasă aici.